Mici Explorator este o lucrare care duce Evanghelia copiilor și adolescenților din România, folosind pedagogia prin experiență. Asociația a fost fondată în anul 2022 în Brașov și este o rețea națională de cluburi locale, iar în acest moment este prezentă în 12 județe. În momentul de față avem 33 de cluburi, de mici exploratori și de tineri exploratori. Ne răspândim în toată România. Nu suntem local, am început în Brașov inițial. Acolo a început în 2002 lucrarea Mici Explorator cu primul club de copii, că așa se desfășoară activitățile sub formă de cluburi de copii. Și apoi ne-am tot extins cu câte un județ pe rând. Visul nostru este să ajungem în fiecare județ din România cu cel puțin un club de copii până în 2025. Asociația se adresează copiilor cu vârste între 9 și 12 ani și adolescenților între 12 și 15 ani. Când mă refer la copii și adolescenți, pot să fie din mediul urban, pentru că acolo este o biserică care își dorește să facă o lucrare de evangelizare, pot să fie din mediul rural, pot să fie copii care sunt foarte buni la școală, pot să fie copii care vin din medii mai defavorizate și au nevoie de ajutor în sensul acesta. Orice naționalitate, orice etnie, orice culoare ar avea copilul și adolescentul, e foarte binevenit la cluburile de mici exploratori sau de tineri exploratori. Lucrarea se bazează pe voluntari care iubesc copiii și doresc să le împărtășească vestea bună. La momentul de față sunt foști copii care au fost în cluburile mici exploratori și au devenit lideri, dar ei sunt tineri și mai puțin tineri din bisericile locale care își doresc să ducă Evanghelia și au adoptat metoda mici exploratori ca și formă de a duce Evanghelia. În momentul de față avem 160 de voluntari la nivel național, în 27 de echipe care sunt conduse de un lider local al echipelor. Programul în cluburi se desfășoară ca o școală duminicală extinsă în care copiii experimentează în mod practic diferite pasaje din Scriptură. Începem cu un bun venit, conectăm cu copiii, relaționăm cu ei, asta e cheia pe care vrem să o ținem și o valoare a noastră, să avem relații sănătoase cu copiii și cu liderii. Și apoi facem o lecție biblică, poate o scenetă, dar activitatea de experimentare este cea care leagă toate lucrurile. Și noi numim ăsta un program tot unitar. Trecem o idee principală prin toate activitățile din ziua respectivă. Principala activitate o reprezintă cluburile de copii, dar asociația propune și alte programe. Noi avem cluburile de adolescenți, care sunt un pic mai dinamice și cu discuții mai lungi, cu Evanghelia, care este prezentată mai clar și mai des în programele lor, cu ieșiri de conectare, cu ieșiri informale. Apoi avem partea de traininguri pe care le oferim la cerere pe cele scurte de weekend. Dacă e vorba de un curs mare, de obicei le facem vara și asta ține o săptămână. Apoi oferim tabere, pe care le organizăm la nivel național și cluburile. Copiii din cluburile noastre pot să vină la o tabără națională sau oferim sprijin și mergem noi cu două sau trei cluburi care vor să învețe să facă o tabără. Și ce oferim în timpul anului ca și program este, avem un program de coaching care ține 10 întâlniri în care liderii care vor conduce echipe de tineri exploratori în principal trebuie să treacă prin el ca să poată să conducă o echipă. În lucrarea Mici Explorator se oferă sprijin pentru deschiderea cluburilor prin pregătirea voluntarilor, dar și cu materiale și echipamentul necesar activităților în aer liber. Însă principalul scop este acela de a pregăti viitori lideri. Resursa principală pe care noi o oferim este să te echipăm pe tine să faci exact ceea ce facem noi fără ajutorul nostru. Și se întâmplă asta cam în 2-3 ani, un lider poate să știe, are ocazia să treacă cam prin toate trainingurile. Și noi avem mulți lideri care fac asta fără noi. Scopul nostru este să liderii noștri să deschidă cluburi de mici exploratori fără ajutorul nostru. Asociația Mici Exploratori oferă o educație moral-creștină dinamică, folosind conceptul pedagogiei prin experiență. Alpha.